atestată în anul 2022. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări pe campus stabil intern în valoare de 8.150.000 lei. Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de acordare credit. La acest punct o să rog liderii de grup să facă propuneri pentru comisie. USR nu are propuneri. Din partea grupului PDR propun pe domnul Dragnea și domnul Zăraie. Din partea grupului PSD pe domnul Busiuria. Și eu. Grupul PMP va avea propuneri. Mulțumim. O să supun proiectul la vot. Vot ce este pentru cu comisiile nominalizate. Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Discuții. Dacă nu supunem proiectul la vot, organizările făcute. Cine este pentru? Împotrivă. Obține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Obține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la municipiul Mărinești. Am un mic amendament aici, a venit o solicitare din partea spitalului pentru a adăuga 12.000 de lei la proiectul pe sistem electric de spital pentru proiectarea proiectelor SLAB, studiu de soluție pe proiect. Deci trebuie adăugat 12.000 de lei. Mulțumim mult, Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot cu amendamentul de care l-a spus domnul primar. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot cu amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu, transformarea acesteia în muzeu și a indicatorilor tehnico-economice. O mică completare aici. Chiar acum am întors de la ședința la Consiliul Județean, astăzi a fost date probleme de grab, dar și o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean, care mi-a promis în ședința deliberată de 28
va fi discutată și acea alocare financiară de 2 milioane de euro, respectiv 90% pentru proiectare, 90% pentru execuția acestui proiect pentru realizarea Muzeului Municipiul Măinești. Așadar, după aprobarea hotărârii Consiliului Local de azi, va urma și aprobarea în Consiliul Județean pe data de 28 martie. Mulțumim mult! Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții de tema proiectului. Dacă ne subțopă proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, mă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind declararea monopolului imobile și de uz în interes local și adresarea apartenenței acestuia în domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând în domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, mă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Potrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Deci 4 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Măinești sau unei suprafețe de teren situată în municipiul Măinești, punct Căriman, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Măinești, strada George Enescu, numărul 2, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Măinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 177D, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă,
Abținere? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Mănești, strada Tristan Țara, zona Garajul, județul Bacău. Lideri de grup, vă rog să faceți organizări pentru. Grupul PNR propune pe domnul Bucar Ionel și Botezan Silvia. Să mai încerc, mai încerc, mai încerc să ședință. Grupul PSD, Consiliu Tiberian și în partea Cristian. Ședință. USR nu are propuneri. Scrie. Grupul PNR nu are propuneri. Deci, vă rog. Da? Comisia de urbanism, vă rog, dacă mai aveți alte propuneri, dacă nu, supun la vot proiectul de ordine de zi și propunerile făcute în cadrul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu supun proiectul la vot, propunerile făcute la Comisia de Urbanism, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii din Consiliului Local a Municipiului Moinești, numărul 42, din 28.02.2022, privind darea spre administrare și exploatare către SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A., având în rezultat în urma investițiilor realizate din bugetul local al Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține. Deci, partea votul pentru și o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Moinești pentru anul 2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a unui sprijin material constând în tichete sociale pentru achiziționare de alimente de bază și medicamente beneficiarilor legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare ale căror venituri sunt insuficiente. Persoanelor având vârsta peste 60 de ani care realizează venituri insuficiente și veteranilor de război și regulamentului de acordare. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu se supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 15 din 27.01.2022, privind atribuirea folosință gratuită în favoarea SCD-ului Delta-Asprit, ESA, a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, spune proiectul la vot, cine este pentru? Nu se poate și la vot. Da. La punctul ăsta nu participă la 15. Asta a fost semnat. Deci, se pune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se pune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Stimați colegi, ședința pe comisia la sfârșit, după o pauză, urmează ședința de prezent. Din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare privind codul administrativ, consult plenul în vederea aprobării proceselor verbale întocmite la ședințele din luna februarie, dacă există modificări sau completări asupra conținutului care v-am tot pus la dispoziție. Nefiind alte propuneri, supun la vot aprobarea procesului de cale al ședinței ordinare din 9 februarie 2022. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul de cale al ședinței ordinare din 9 februarie 2022. Supun la vot aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței extraordinare din 28.02.2022. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Cu abținere? Și 17 voturi pentru a fost aprobat conținutul conceptului verbal la ședința extraordinară din 28.02.2022. Având în vedere lucrările ședinței de astăzi, vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți un număr de 17 consilieri din cei 19 consilieri locali validați în funcție. Domnule președinte, dau cuvântul pentru a spune la vot ordinea de zi propusă și pentru a parcurge ordinea de zi propusă de executiv pentru ședința de astăzi. Mulțumesc! Supunem la vot ordinea de zi. Deci, cu unanimitate de vot, proiectul a fost aprobat. Numărul
să fac câteva mențiuni privind acest credit. Știți cu toții și vedeți că se și întâmplă în municipiul Măinești, în acest moment, implementarea celor două proiecte, pe a coridorului de mobilitate urbană, cât și a proiectului de zona mutezărie, tot pe mobilitate urbană. Valoarea acestor proiecte depășește 15 milioane de euro, dar sunt lucrări neeligibile, cât și cu o finanțare de 2%, ceea ce din bugetul local nu putem asigura. Acum și-a fost nevoit să accesăm acest credit, să promovăm procedura pentru accesarea acestui credit. Știți cu toții, îndatorarea bugetului local acum a ajuns la 8,5%, gradul de îndatorare de 8,5%, este permis până la 30%, dar pentru finanțări europene este permis chiar și până la 70%. Aș vrea să vă rog să țineți cont de implementarea acestui proiect, să fiți de acord cu acest credit, pentru că altfel ar trebui să terminăm, să oprim lucrările, având în vedere faptul de ce urmează să vină de lucrările efectuate deja. Deci aviz Comisia de Economie, vă rog. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Turism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Dacă aveți să mergem la discuții, vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, doamne președinte. Așa cum am curat și la data aprobării bugetului, iată că astăzi s-a întâmplat să apelăm acest împrumut de 1.150.000. Era și normal, zic eu, pentru că altfel nu putem să realizăm obiectivele propuse. Aș vrea să fac precizarea în ceea ce privește gradul de îndatorare pentru 2024-2027 cred că este prea optimist calculat, în sensul că într-o perioadă de criză economică mai urmează și o criză financiară, plus o instabilitate care o știm cu toții, dobânzile cresc, robotul de asemenea crește, iar veniturile la bugetul local vor fi mai mici. Cu toate acestea, m-am bucurat când am discutat cu doamna Pădureanu că se intenționează contractarea creditului cu dobândă fixă și doar roborul reanalizat la 6 luni. Ceea ce m-a interesat pe mine și cred și către dumneavoastră, în raportul de specialitate se specifică strict o sensul pentru realizarea celor două obiective, proiectele de mobilitate pe centru și pe Mihai Eminescu, George Coșbu. Există o anexă care să ne conducă la acest împrumut de 1.150.000 lei, adică ce lucrări exact, de ce e 1.150.000 și nu sunt 12 sau nu sunt 6? sau ce vom descoperi pe parcursul implementării și să trebuiască sumele
necesare pentru a realiza cu tot ceea ce trebuie acest proiect. Vom vedea pe parcursul. Mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări, domnul Tomas, dacă nu supunem în proiectul la vot, să trecem la vot, vă rog. Deci cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de acordare de credite. Aici o să avem deputat o comisie. Nu m-am propus de la... Și restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzee.
legătură cu trei din voi economice. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Dacă sunt întrebări, vă rog, discuții, vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Un singur aspect aș vrea să-și pun atenție dumneavoastră, având în vedere că vorbim sau o clădire de patrimoniu, aș vrea să întreb dacă există autorizații și avizele necesare de la Ministerul Culturii, respectiv de la Direcția de Patrimoniu. Mulțumesc. Vă rog, domnule. Nu e vorba de o autorizație la momentul ăsta, e vorba doar de avizele care au fost luate la întocmirea Dalibului și există de la momente istorice și de la Comisia de la Iași, nu știu cum se cheamă, domnul Flore aici, da? Da, Comisia de Culte. Da, da. E vorba de istorie. Dacă aveți alte întrebări, vă rog, care nu se duce de la vot. Mulțumesc pentru că a fost votat cu unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Mureș, județul Bacău. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu o să procedăm la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Mureș și județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și abținere. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea proiectului, vă rog. Vă rog să procedăm la vot. Mulțumesc. 16 voturi și o abținere. Proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Mureș, a unei suprafețe de teren situată în municipiul Mureș, punct Căliman, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 pentru. Întrebări, discuții, vă rog. Procedăm la vot, vă rog. Mulțumesc, unanimitate de vot, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilan municipiului Mureș, strada George Ionescu, numărul 2, județul Bacău. Aviz Comisia Economică, vă rog. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog. Supune proiectul la vot, este procedul la vot, vă rog. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Mureș, strada Tudor Bădărescu, numărul 177 de județul Bacău. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții dacă aveți, vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. În proiectul de hotărâre se mai specifică, printre altele, că se dezmembrează o suprafață totală de 720 metri pătrați teren, între lucrurile de 240, iar pe un lot se află o construcție aparținând SNC Costea 3 SRL.
Aceste construcții sunt din anul 1991 și din ce cunosc eu, prin 95 a schimbat proprietarul. În raportul de specialitate precizați că această dezmembrare are loc pentru ca terenul să fie concesionat. M-ar interesa societatea care a funcționat până la data de astăzi cu clădirea respectivă pe acea suprafață de 240 metri pătrați. Ce lege juridică a avut terenul până astăzi și dacă s-a plătit impozit pe teren? Fiecare an noi oprim actele de contractele de închiriere și chiar anul acesta am făcut doar pe anumite suprafețe de acolo. Cum știți, această societate mai avea un fioș de metal din materiale noi în lateral, iar ceilalți de lângă un fioș din material din metal. Ambele au dispărut de acolo, unde s-a încheiat contract, au fost notificați, așa cum scrie în contract, fiind cu caracter provizoriu construcțiile, notificați să le demoleze în termen de 5 sau 30 de zile, ceea ce au și făcut. Același lucru se întâmplă și aici, în cazul în care nu este pe subiectorul licitației, va primi această notificare să, conform contractului de închiriere, să elibereze terenul. Deci are o construcție cu caracter provizoriu și prevăzut clauză specială în contractul de închiriere că în caz de forță, în orice situație în care autoritatea locală dorește altceva acolo, să elibereze pe ele. Am înțeles. Deci s-a plătit din posibilitate. Da, este. Am chiar, am semnat contractul chiar de aici. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Să procedăm la vot, vă rog frumos. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat la majoritatea de voturi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Artista Țara, cu zona garajului pe județul Bacău. Aviz Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Dacă aveți întrebări de discuții, când vă mulțumesc. Da, comisia se... Se vota. Se vota, deci. Mulțumesc, domnul consilier. Aveți cuvântul, domnul consilier. Mă rog.
Nu mai un pic să te tragi. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul de specialitate la NEATO 4 se specifică faptul că această închiriere se intenționează a fi efectuată pentru construirea unui spațiu de recreere. Există vreo cerere în acest sens, știind despre ce este vorba, ce fel de spațiu de recreere, adică în ce constă? Și pe viitor, la femeie, să nu mai stipulăm asemenea aspecte, pentru că totuși vorbim de o licitație publică. Și nu avem de unde să știm cei care participă la licitație, după aia vine după certificatul de organism și după autorizație, ca să spună ce intenționează să construiască și se obține acordul sau nu se obține. Opinia mea, aici există o intenție pentru cineva pentru recreere și în ce constă această recreere? Știu, nu știu. Mulțumesc. Există o solicitare, doamna Opa, sau așa, care locuiește în acel loc. Acest teren a fost și până acum, tot pentru această destinație, a avut un scalat care a vândut apartamentul din acel loc. În zona respectivă, limitrof este acea suprafață de teren pe care a funcționat secția de strofici. Ăsta e un munt care nu folosește și nu poate fi pus în parte de Consiliul Local decât prin atragerea unei persoane care să-l administreze. Probabil, când se referă la recreere, așa cum a avut și cel dinainte, era vorba de un foișor, dar de cruce. Asta era. Cred că, de viitor, într-adevăr, trebuie și personalizate și mai puțin personalizate. Am avut mai înainte câte 240 de metri la zona bazară. Cu siguranță o să menționăm în hotărâre ce ne dorim să facă acolo, așa cum de altfel avem și la piață cele 4 module acum, în care îmi doresc probabil o florărie, o fitofarmacie și acolo la bazar să nu ne trezim că face cineva un spațiu gen ce este și acum. Să le cerem înainte, să le impunem în caietul de sarcini, să ne prezinte înainte o fațadă principală, o fațadă laterală și profilul de activitate atunci când ne eliberăm autorizația. Da, mulțumesc și eu. Dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu sunt de la vot, vă rog. Deci proiectul a fost adoptat cu unanimitate de vot. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măionești, numărul 42 din 28 februarie 2022, privind darea spre activitate și exploatare către SECE, Compania Regională de Agrobancă USA, a bunurilor, rezultatelor mai investițiilor realizate din bugetul local al Municipiului Măionești. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi. Pentru 6. Dacă sunt întrebări și discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu, vă rog să procedăm la vot. De hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a municipiului Măionești pentru anul 2022. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de hotărâre supus aprobării astăzi este deosebit de important din punctul meu de vedere. Eu aștept să vină și momentul când va fi analizată în Consiliul Local activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, pentru că prevede legea acest lucru. Și cred că acolo o să vorbim mai mult. În ceea ce privește proiectul de astăzi, dacă îmi permiteți, eu o să fac câteva precizări câteva propuneri pentru îmbunătățirea acestei activități.
Că vorbim de ordine publică, noi vorbim atât de menținere, cât și de asigurare, cât și de restabilire. Că vorbim de siguranță publică, nu trebuie să ne gândim numai la siguranța cetățeanului pe stradă. Trebuie să ne gândim la siguranța cetățeanului pe stradă, în casă, în mijloace de transport, în școli. Trebuie să ne gândim la situația financiară, cetățeanului, la siguranța alimentară. Și de ce nu la siguranța cetățeanului în timp de pace și război. Cum ne aflăm în această perioadă, în fericire, ne aflăm și noi. România. După ce am trecut în rezervă, am înființat un ONG, Asociația pentru Monitorizare Ordinii Publice Situației și Siguranței Cetățeanului, unde vă aduc la cunoștință că zilnic țin audiențe cu oamenii și mă sesizează cu privire la anumite aspecte în legătură cu care eu caut să aplanez anumite conflicte, iau legătura cu șeful Poliției Naționale, cu șeful Poliției Locale, colaborez foarte bine cu ei și ajungem să satisfacem nevoile cetățenilor. În schimb, această siguranță a cetățeanului, această activitate de menținere a ordinii publice este subfinanțată. Și cred că sunteți de acord cu mine. Și ca să vă argumentez acest lucru, v-aș supune în atenție dumneavoastră, în primul rând, legea privind organizarea și funcționarea poliției locale. Nu poți să menții ordinea publică, nu poți să asiguri siguranța cetățeanului cu un nivel de încadrare, un polițist sau un locuitor. Gândiți-vă că sunt comune cu 1000 și ceva de lucrători, cu 2000 și ceva, cu 3000 și nu văd cum cu 2 lucrători sau cu 3 lucrători poți să menții ordinea publică. La fel și la Mâinești. Din punctul meu de vedere, atât Poliția Locală cât și Poliția Națională nu poate menține în condiții ordine liniștea publică pentru faptul că sunt subfinanțați și au un grad deosebit de mic de încadrare. Uitați-vă că atât Poliția Locală cât și Poliția Națională nu reușesc decât o singură patrulă pe schimb. Și cu o singură patrulă la numărul populației din Mâinești și la numărul de cartiere, nu ai cum să faci față. Eu v-aș propune, domnule primar, dacă se poate, prin Asociația Municipiilor și Orașelor și prin alte mișloace pe care le considerați de cuvință, să interveniți la Guvernul României pentru modificarea legii de organizare și funcționare a Poliției Locale, atât încât să vă dea dreptul la un nivel de încadrare mai mare. Eu, în același timp, am făcut un plan de reformă pentru Poliția Națională, cu referire și la Poliția Locală. L-am prezentat, am participat și la o întâlnire la Ministerul Interne, acum vreo 4-5 ani. A fost apreciat, a zis că le-am considerat, dar după cum știți și după cum vedeți, nu a fost pus pe tapet, așa cum s-ar spune. În acel plan am propus inclusiv un aspect pe care îl susțin de pe aia șeful Poliției Naționale la Mâinești, ca ordinea și liniștea publică pe stradă să fie preluată de Poliția Locală. Eu am opinia mea, din cele trei instituții, jandarmerie, poliție, poliție locală, jandarmeria să rămână cu asigurarea măsurilor de ordine publică, la ocazie de evenimentelor, știu, manifestări culturale, religioase, de altă natură, iar Poliția Națională și Poliția Locală, ori contopești și faci un aparat foarte mare, ori dai ordinea publică strada la Poliția Locală și rămâne Poliția Națională, numai Poliție Judiciară, pe cercetare, fapte penale, ori le întâlnești amândouă. Eu cred că este bine ca dumneavoastră aveți posibilitatea, acum prin prefect, prin intervenție pe care le aveți la nivelul guvernului, să insistați pentru adaptarea legislației, pentru că în același timp nici Poliția Locală nu poate să-și facă datoria la nivelul cerut de cetățeni și nici Poliția Națională. Să știți că și gradul de încadrare la Poliția Națională este undeva pe 2 și ceva lucrători la mediul locuitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
ministru de cadre, atât la poliția locală, cât și cea națională, și spun acest lucru că, într-adevăr, e un polițist la 1000 de locuitori, dar trebuie să ținem cont că în cadrul acestei structuri avem inspector de urbanism, inspector comercial, inspector de mediu, plus 5 persoane care sunt permanent în activitate la dispeceară. Sunt acolo, e programul 24/24, asigurăm și zilele de weekend, așadar, iată vreo persoane care nu se văd în spațiu public, plus concedii, de aia avem doar o patrulă pe zi. Avem acum lucru, un program și pedestru pentru patrula care lucrează, nu numai auto, dar și auto în cartierele mărginașe, pe seară, să treacă acolo unde avem persoane mai puțin prietene cu legea și să se simtă prezența și a poliției locale. Într-adevăr, e binevenită propunerea, o să supun și la Asociația Municipiilor, dar și la Prefectură, printr-o adresă atunci când voi merge la adunarea generală. Sperăm cât de curând să ne convoace la adunarea Municipiilor, pentru că mai sunt multe de discutat rămase din mandatele vechi ale ministrilor. Unul important este cel la creditul de astăzi, să fac referire, pentru că am făcut ceva timp în urmă, că era o ordonanță 156, prin care ne restituia sau puteam deconta 70% dintr-un credit pe ce era folosit pe fonduri europene. Nici astăzi nu am avut metodologie de aplicare, am menționat-o la Asociația Municipiilor, când era chiar și președintele României acolo și premierul de atunci. Nu s-au luat nicio măsură, astăzi ne vedem posibilitatea de a accesa credite și a plăti din bugetul local. E necesară o întâlnire cu Asociația Municipiilor, sper cât mai curând. Mulțumesc. De asemenea, vreau să mulțumesc Poliției Naționale, este aici domnul Voloman. Domnul comandant este la Bacău, o festivitate, având în vedere că mâine este ziua Poliției. Le transmitem la mulți ani din partea noastră a executivului, cât și a Consiliului Local. Le mulțumesc pentru colaborare, vedem dimineața în preajma școlilor. Vreau mai mult și în spațiu public central să văd pedestru și pe dumnealor, pentru că sunt unele situații în care chiar e necesar de prezența unui polițist în spațiu public. Mulțumesc și jandarmilor, pompierilor. Chiar acum mergea la cunoștință domnul viceprimar, că pompierii acționează la 6 incendii de vegetație. Nu numai în Măinești, și în jurul Măineștiului. Deja de 2-3 zile nu am fost în Chelin și cu chiar cu muncitorii de la primărie, de la domeniul public. Ieri am fost pe măgură, se îndrepta spre casa celui care ne-a fost dat foc. Ea s-a urmat pe muncitorii primăriei casă. Nu vor să înțeleagă, dar au fost cu continuare. Astea să le discute. Da, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc și pentru discuție, pentru precizările făcute. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog, să procedăm la vot, vă rog. Mulțumesc! Cu 17 voturi pentru și cu unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării de țele școlare a unităților de învățământ din municipiul Poenești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2023. Aviz Comisie Economică, vă rog. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisie de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Dacă aveți întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă rog să trecem la vot. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a unui sprijin material constă de etichete sociale pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente, beneficiarilor legii numărul 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificări și completărilor derivare, ale căror venituri sunt insuficiente, persoanelor la vârstă peste 60 de ani care realizează venituri insuficiente și veteranilor de război și a regulamentului de acordare. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 4 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții în pagina proiectului, vă rog, domnul consilier.
Un singur aspect aș vrea să supun atenție dumneavoastră. La articolul 3 se specifică faptul că cuantumul și limita venitorilor va fi stabilite de către, Consiliul Local. Și că aceste etichete se acordă de două ori pe an, sărbătorile pascale și sărbătorile de Crăciun. Pentru Paște anul ăsta, mai facem o ședință sau stabilim în ședință? E regulament, nu? Dacă se acordă, în baza anulării de astăzi, și de Paște și de Crăciun. Și atunci, la ce am mai stabilit articolul 3, că Consiliul Local se atinge cu dacă acordăm la un regulament. Nu văd esența articolului 3. Deci regulament nu este statul. Nu, este și regulament scrie același lucru. Da, 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 mulțumesc. Păi atunci rămâne valabil întrebarea. Cuantumul nu stabilim astăzi sau mai facem o ședință? Cuantumul tichetului? Da. Păi a fost întotdeauna, nu? Întotdeauna a fost 100 de euro. Păi să menționăm în articolul 3. Ca să nu mai întâlnim asta și da, da. Deci avem la el de Batista Arunii de Consiliul Local. Da, să punem acest amendament la articolul 3. Valoarea tichetului este de 100 de lei. Da, vă mulțumesc pentru consiliere, pentru observație. Dacă mai aveți alte observații, întrebări, dacă nu, să procedăm la vot cu amendamentul domnului consilier Marcela, să procedăm la vot, vă rog. Mulțumesc, unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat, deci cuantumul este de 100 de lei. Tichetul de, ajutor social. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 15 din 27 ianuarie 2023 privind atribuirea folosință gratuită în favoarea SCE de gaz RIDESA a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Moinești, județul Bacău. Aviz Comisia de Economie, vă rog. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Să procedăm la vot, vă rog. Deci proiectul a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, domnul consilier Hrădea nu a participat la vot. Diverse. La diverse avem raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Românești pentru anul 2021 și raportul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Românești pentru anul 2021. Bineînțeles, dacă aveți și dumneavoastră. Da, dacă nu sunt alte discuții, aș vrea să vă anunț că e necesară o ședință, extraordinară, care probabil va avea o perioadă de 4 aprilie pentru a aproba taliunile, cred că, cerere de finanțare pentru cele două locuri de joacă, pentru locuințele sociale și dacă mai apare un punct pe ordine zi până atunci. Deci, înștiințați în timp util pentru a convoca ședința Consiliului Local. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte probleme, declarăm ședința. Să vă mulțumesc!